Stăm despre acest subiect în minutele următoare și despre negocierile intense de pe scena politică împreună cu domnul Gabriel Zetea, este vicepreședinte al Partidului Social Democrat. Bună dimineața, mulțumesc pentru intervenție. Bună dimineața și vă mulțumesc pentru invitație. De asemenea, prin telefon ni se alătură și domnul Cătălin Drulă, este președintele USR. Bună dimineața, mulțumesc pentru intervenție. Bună dimineața. Și de asemenea, urmează să ni se alăture și domnul Tudor Polac, deputat PNL. Bună dimineața. Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc pentru intervenție. Încep cu dumneavoastră, domnule Zetea, ne uităm puțin la ce ne promit cei de la AUR. Iată că litoralul românesc ar trebui să semene cu Dubaiul, să avem insule la Marea Neagră, să avem case vândute cu prețul de un leu. Cum se văd toate aceste promisiuni în această campanie electorală? Vedeți și ce fac alți primari deja în funcție, montează palmieri pe marginea drumului, deși nu avem străzi asfaltate. Acum, suntem în precampanie electorală, urmează campania electorală, sunt zeci de mii de candidați în România la primăriile din toată țara, la funcție de consilier local și consilier județeni. Sigur că sunt oameni de toate felurile, cu o pregătire mai mare sau mai puțină. Promisiunile electorale fac parte din arsenalul politicienilor. Noi, de exemplu, ca și președinte PSD Maramureș, am cerut candidaților Partidului Social Democrat ca în această campanie electorală să nu promite mult, să ieșim să arătăm ce am făcut în spate și dacă oamenii cred că am avut realizări, atunci să aibă încredere în noi și mai mult să finalizăm proiectele într-un mandat. Asta va fi și sloganul de campanie a Partidului Social Democrat Maramureș, realizarea proiectelor pe care le propune maramureșenilor într-un singur mandat. Nu că facem studii de fezabilitate, proiecte tehnice, licitații, contestații și lăsăm proiectele moștenire așa unul de la altul, primar sau președinți de Consiliu Județean care se perindă prin funcțiile publice. Finalizarea proiectelor într-un mandat reprezintă cheia succesului, pentru că oamenii au astăzi, au evoluat, au pretenții și e foarte bine că se întâmplă așa, au văzut cum se întâmplă lucrurile în Europa civilizată, iar România trebuie să ajungă acolo. Iar asta se face cu oameni profesioniști, capabili, care știu să facă management în fiecare administrație publică locală. Domnule Drulă, dumneavoastră cum vedeți aceste promisiuni fanteziste ale AUR și legat de asta vă mai întreb și de acest plan, pentru că am văzut că există în acest moment alianțe pe care le fac cei de la PNL cu reprezentanții USR prin teritoriu. Nu sunt foarte multe de comentat în legătură cu acest plan. Ce pot să zic? Pare că AUR confundă guvernarea cu vacanța mare, cu Leana și Costel, dacă vă aduceți aminte. E suficient să ne uităm la ce oameni propun și la acel program pe care l-am auzit chiar din gura domnului Simion. Primiți-i pe toți, indiferent ce excroci sunt. E clar că România nu poate fi modernizată de un șef de galerie și o mână de extremiști. Cât privește cealaltă întrebare pe care mi-ați adresat-o, noi avem Alianța Dreapta Unită, formată de USR, PMP și Forța Dreptei. Evident, în funcție de configurația locală, mai sunt și altfel de alianțe. Spre exemplu, la Timișoara ni se alătură și UDMR-ul, în alte părți este Forumul Democrat German, alte partide locale. Nu avem în acest moment vreun fel de alianțe cu partidele la guvernare, pentru că noi ne opunem partidelor care sunt la guvernare. Am văzut niște anunțe despre niște discuții la nivel local, s-au grăbit puțin și colegii de acolo. O să avem discuții, evident, în partid, dar soluția pe care Alianța Dreapta Unită o propune este una de alternativă la ceea ce ne propun PNL și PSD, candidați unici, am văzut în foarte multe locuri, împotriva primarilor USR, împotriva USR-ului. Cu asta, și revenim cumva încheiând acest răspuns cu prima parte a întrebării, vedem și că această mare coaliție nu s-a format așa cum a fost anunțată împotriva extremismului, de fapt s-a format împotriva Dreptei Unite, împotriva opoziției democratice din România, și zilnic întâmpină colegii mei în toată țara agresiuni, de la agresiuni fizice, cei care strâng semnături, aleșii noștri locali, acum vreo câteva zile
cineva de la PSD sau PNL uită, i-a aruncat telefonul pe scări unui coleg al meu viceprimar, sunt rupte corturile, a încercat PSD-ul prin BEC, prin Biroul Electoral Central, unde taie și spânzură domnul Greblă să ne oprească în a avea alianța. Eu le transmit că nu renunțăm, înțelegem că îi deranjăm, dar românii au nevoie de o alternativă. Nu suntem aici în Belarus sau eu știu unde să avem partid unic. Suntem într-o țară încă democratică și vrem să rămână așa. Da, și pentru că știu că n-aveți mult timp la dispoziție, domnule Drulă, vreau să mai ne dați o opinie și pe următorul subiect. Premierul Marcel Ciolacu s-a văzut cu primarul prorus al Chișinăului, domnul Ion Ceban. Nu ne-a zis nimeni nimic, am aflat asta dintr-o postare pe care a pus-o domnul Ceban pe o rețea de socializare. Nici nu știm unde s-au văzut și nu înțelegem de ce cu un primar pro-Rusia. Cum se văd lucrurile astea, da, de pozitiv? Asta, asta este un lucru care m-a supărat și pe mine foarte tare, dincolo de adversitatea politică. Ne opunem a ceea ce face PSD-ul la guvernare, ne opunem domnului Ciolacu, dar până la urmă e vorba de prezența noastră ca stat, de reprezentarea țării noastre și efectiv m-a supărat când l-am văzut pe domnul Ciolacu alături de un om care amenință parcursul european al Republicii Moldova. Am fost la Chișinău săptămâna trecută, am avut întâlniri la nivel înalt și vă spun că este o luptă pe viață și pe moarte pentru păstrarea Republicii Moldova pe traiectoria europeană. Da? Deci Rusia are o forță enormă. Economic lucrurile sunt într-o situație destul de dificilă. Gândiți-vă că este înconjurată pe trei părți de Ucraina, o țară în război, ceea ce nu stimulează neapărat apetitul investitorilor, nu pentru a începe noi investiții la Chișinău. Sunt bani plătiți de la Moscova și agenți de influență, cum se întâmplă cu guvernatoarea Găgăuziei, Bașcana Găgăuziei, care este acest partid ușor, și cum este și pro-rusul primar Ceban. Deci faptul că Marcel Ciolacu a găsit de cuvință să se afișeze și să-l legitimeze pe acest om, după mine este în contra interesului strategic al românilor de pe ambele maluri ale Prutului. Mulțumesc, domnule Cătălin Drulă. Acum, dacă mulțumesc. Timpul vă mai permite să rămâneți alături de noi, dacă nu, continuăm cu domnul Zetea. Mergem pe aceste neînțelegeri, așadar, între PSD și PNL. Vedem. Dacă îmi permiteți o replică, vă rog, la vă rog, domnule Zetea. Drulă, legat de întâlnirea premierului România sprijină mai mult decât orice altă țară din lume Republica Moldova. Este pământ din pământul nostru, acolo trăiesc frații români. Premierul Marcel Ciolacu a spus public de nenumărate ori, parcursul european al Republicii Moldova este lucru care ne interesează, o sprijină pe Maia Sandu. Și este singurul om pe care îl sprijină, pe președinta Maia Sandu, pentru a obține un nou mandat în fruntea Republicii Moldova, pentru a continua parcursul european al Republicii Moldova, iar asta a fost o declarație fără echivoc. Acum, că în Republica Moldova sunt bătălii politice între pro-europeni și pro-ruși, important este ca România să joace în continuare rolul acesta de mediator între toți și să le explice tuturor importanța parcursului european al Republicii Moldova. Haideți să nu excludem întâlnirile doar că cineva are o simpatie înspre o zonă pe care noi nu o susținem, dar în același timp sprijinul pe care România îl dă Republicii Moldova din punct de vedere financiar, energetic, alimentar, este esențial pentru supraviețuirea Republicii Moldova ca și stat. Dar e nevoie de întâlniri cu oficiali ai Republicii Moldova în continuare, dar sprijinim politic, vorbesc, cei care continuă pe drumul european al Republicii Moldova. Da, ne întâlnim așa cu oricine, dar îi sprijinim doar pe unii, asta ne spuneți, pe scurt. Păi, trebuie să ne întâlnim pentru că sunt oficiali. Bun, haideți să vedem ce spune și domnul Polac, am reținut. Republica Moldova, respectăm funcțiile pe care și le-au ales până la urmă la vot. Da, haideți să-i dăm și domnului Polac cuvântul, domnule Tudor Polac. Liberalii înțeleg că îl vor pe domnul Sergiu Sechelariu, mă iertați, pentru primăria Bacăului. Cei de la PSD îl vor pe domnul Valentin Ivancea. Nu vă înțelegeți acolo, mergeți separat. Ce faceți pentru primăria Bacăului? Bine, aș putea să vă confirm acest lucru în momentul de față, pentru că nu știu, nu am avut o discuție la nivelul Biroului Politic Național. Vom vedea zilele următoare care va fi
decizii atât în coaliție cât și în ambele partide și după aceea o putem comenta, lucru pe care l-am făcut și în cazul tuturor celor colegilor care până nu au fost validați de către forurile de conducere ale Partidului Național Liberal, în cazul meu, nu am comentat o eventuală posibilă candidatură sau, să zic, o lipsă a candidatorii. În schimb, trebuie să vă spun și eu ceva. L-am auzit mai devreme puțin pe președintele USR și a rămas oarecum consternat. Deci, a rămas consternat de ce? Nu știu dacă ați remarcat, absolut tot ce se întâmplă în țara asta se întâmplă împotriva Uniunii Salvați România. Deci, cumva, toată lumea este împotriva lor, toată lumea are ceva cu ei. Ei, în toată această perioadă de timp... Haideți, domnule Polacă, toată lumea face așa când ajunge în opoziție. Lăsați-mă și pe mine, vă rog. Vă rog. 10 secunde. Toată lumea este împotriva lor, vedeți, nu știu cui a furat listele de semnături, nu știu ce viceprimar a pățit nu știu ce cu telefonul, nu știu ce Dumnezeu s-a mai întâmplat. În schimb, dacă dumneavoastră sunteți atent, veți vedea că în ultimii 2-3 ani de zile, USR-ul nu vine cu nicio soluție la vreo problemă reală a cetățenilor români. Singurul lucru care vă contrazic aici pentru că trebuie să fiu avocatul diavolului, pentru că domnul Drul a ieșit în discuție. Au venit cu proiectul pentru eliminarea taxei pe boală, pe care dumneavoastră ați introdus-o. De la PNL. Au venit cu proiectul pe eliminarea taxei pe boală, cu care am venit și noi, domnul Vlădescu. Și tot ministrul dumneavoastră a venit cu legea. Haideți, domnule Polar. Din informațiile care le-am. Stați, da, dacă îmi permiteți și mie, că am remarcat totuși că pe domnul Drul nu l-ați întrerupt absolut deloc. Vă rog. Să vă spun și eu ceva. Să știți că nu aceasta este soluția. Cetățenii români așteaptă să vadă și soluții concrete de la partide, fie că sunt ele de opoziție. Faptul că ieși toată ziua și țipi, ăla fură, ăla face, ăla a luat șpagă, ăla nu știu ce a făcut, da, este un stil bombastic de a face campanie pe care l-a aplicat și domnul Simion de-a lungul timpului. Pentru că și USR-ul în momentul de față este în exact același loc. În schimb, soluții concrete, reale pentru cetățenii români, cu toții mai avem de așteptat, pentru că domnul Drulă nu are timp să facă astfel de lucruri și nici colegii domniei sale din Uniunea Salvați România. Bun. Domnule Zetea, ce faceți acolo la primăria Bacăului? Dumneavoastră vreți un candidat? Cei de la PNL vor alt candidat? Cum o să vă înțelegeți? Da, nu e vorba că trebuie să se înțeleagă. Până la urmă avem stabilită o regulă de candidatură, avem o listă comună la alegerile europarlamentare, tocmai pentru a arăta Uniunii Europene, Comisiei Europene, că România este principalul și singurul partener care oferă stabilitate politică aici în estul europei. Asta este miza pe care o avem la alegerile europarlamentare. Iar apoi, regula este la alegerile locale, cele două partide candidează separat. Dacă există înțelegere locală, punctuală, în anumite județe, acolo unde primarul în funcție nu este de la PSD sau de la PNL, există posibilitatea de a crea alianțe locale, dacă este dorință. Acum, dacă la Timiș, la Brașov sau la Neamț sunt și la București, sunt puține locuri vis-a-vis de toate candidaturile și de toate județele în care PSD și PNL candidează separat. Deci dacă acolo se înțeleg, foarte bine. Dacă vor ajunge la un compromis, eu chiar îi susțin, pentru că e și normal, acolo PSD și PNL se află în opoziție și e normal să creeze o alianță pentru ca împreună să aibă o șansă mai mare să câștige alegerile. Dar nu e o regulă, așa cum tot încearcă să ne transmită USR-ul, că PSD Bun, și PNL candidează împreună la alegerile locale. Nicolae Ciucă, președintele PNL. Sunteți în criză de timp, trebuie să decideți candidați. A spus-o Nicolae Ciucă, președinte PNL. Corect. Mai este o lună de zile până la momentul în care începe efectiv campania electorală. Oamenii trebuie să știe candidații, trebuie să știe felul în care se face campanie. Una este să propui un program de guvernare locală din partea unui partid, așa cum este Partidul Social Democrat, de exemplu, și alta este să propui un program de guvernare locală care trebuie să fie îngemănat și cu propunerile unui alt partid. Bun, ultimul subiect pe care vreau să-l abordez cu dumneavoastră, domnilor, avem o minune demografică. România are mai mulți cetățeni cu drept de vot decât populația totală de la recensământ. Asta în timp ce știm că lucrați și la un proiect cumva comun pentru alegeri și anume ar putea exista o înțelegere ca un partid să dea președintele și un altul comisarul european și premierul. Domnule Polac. Bine, stați un pic să ne întoarcem. În momentul de față nu au existat discuții punctuale vis-a-vis de stabilirea unui candidat la prezidențiale sau pentru funcția de comisar european și așa mai departe. Eu știu că astfel de discuții vor avea loc după data de
9 iunie, când vom vedea exact rezultatul alegerilor atât europarlamentare cât și locale și vom vedea până la urmă unii, pentru că știți cum e domnul Vladescu? Uitați, poate eu cu domnul Zedea, că toți suntem amândoi acum în direct, am căzut de acord să facem o alianță. În schimb, trebuie să vedem că și cetățenii sunt de acord cu noi și ne acordă încrederea lor în alegerile care vor urma. După aceea vom vedea care vor fi pașii ulteriori ai discuției și vom vedea exact ce este mai bine de făcut, atât pentru cetățenii români, care sunt cei mai importanți, cât și din perspectiva celor două partide. Da, vreți să vedeți rezultatele? Dumneavoastră, domnule Zetea, o scurtă concluzie. Total de acord cu domnul Polac și cu toți ceilalți colegi. Am văzut și eu câțiva membri ai Partidului Național Liberal care au ieșit cumva în față și au început să facă o discuție despre alegerile prezidențiale. Total greșit. Principala preocupare a tuturor celor care fac campanie electorală pentru PSD și PNL în această perioadă trebuie să fie rezultatul din 9 iunie. Din 10 iunie încolo o să discutăm dacă avem încrederea românilor despre un proiect mai lung și prezidențiale și parlamentare și stabilitatea țării, guvernare împreună pentru ani mai mulți. Dar întâi și întâi haideți să fim validați la vot. Românii trebuie să valideze această construcție politică între PSD și PNL, iar dacă rezultatul politic, lista la alegerilor parlamentare va obține rezultatul scontat, un rezultat de aproximativ 50%, așa cum ne dorim, din acel moment putem să vorbim despre o construcție politică pe termen lung, pentru că înseamnă că asta vor și românii. Și nimic asta despre minunea demografică, domnule Zetea. Nimic despre minunea demografică despre care vorbeam. Nu partidele politice sunt cele care fac listele electorale, este autoritatea electorală permanentă care funcționează independent până la urmă de partidele politice, tocmai asta e și ideea. Autoritatea electorală permanentă controlează cumva partidele politice în campanie electorală să respecte legislația. Nu pot să mă pronunț eu să știu cum au lucrat dânsii tehnic, nici n-ar fi normal să știu. Da.